Viața la limită Ești însărcinată și trăiești cu emoție fiecare stadiu al sarcinii. Te pregătești cu bucurie pentru venirea pe lumea bebelușului tău, până când, într-o zi, afli că sarcina este oprită în evoluție. Ce simte în acele momente o viitoare mămică? Ce impact psihologic are pierderea unei sarcini asupra oricărei femei care visează să devină mamă? Copiii sunt darul lui Dumnezeu într-o familie, dar dacă sunt o binecuvântare, de ce îngăduie Dumnezeu o asemenea situație? Tabita Ianoș, invitată emisiunii Viața la Limită de astăzi, a trecut prin experiența pierderii unei sarcini, o sarcină aflată în trimestru al doilea. Bine ai venit, Tabita! Bine te-am găsit, dragă Lili! Era prima ta sarcină. Cum îți amintești? Cum ai primit atunci vestea că ești însărcinată? Ce sentimente ai trăit? Nu mă am căsătorit, să zic așa. Și la două luni am mers la un control de rutină, aveam grețuri și am zis să merg să văd ce se întâmplă. Când am ajuns la doctor, bineînțeles, mi-am făcut și test acasă, știam deja că sunt însărcinată. Întrebarea era dacă totul este ok. Am ajuns la doctor, Sami chiar a făcut o glumă soțul meu și a zis, domnule doctor, vedeți să nu fie mai mulți. Domnul doctor a și râs atunci, și a stat, s-a uitat și dintr-o dată l-am văzut că s-a crispat. Și zic, Doamne, Iisuse, doare, ce vede acolo de s speriat așa? Zice, mai să știi că ai dreptate. Noi ne-am speriat și zice, Doamne, dar, zice, Sami, să vezi că gemeni. El a mai stat așa puțin și ce dragii mei, vă anunț cu bucurie că veți avea tripleți. A fost un șoc pentru noi. Când am zis la familie, nici nu ne-a crezut. În primă fază. Și ei au râs. Mămicile s-au îngrijorat puțin ale noastre, a mea și a Sami, dar ne-am bucurat. Tu ce ai făcut atunci? Cum ai reacționat? Ce să zic? Să vă zic adevărul, în primul rând m-am simțit binecuvântată. Am zis, mă, dacă Dumnezeu a îngăduit să ne dea trei binecuvântări, înseamnă că eu știu, pot să duc. Înseamnă că și el mă cunoaște și știe de ce mi le-a dat. Și m-am simțit oarecum privilegiată, eram foarte mândră de asta. Deci nu ți-a fost greu să accepti că sunt trei? Nu, deloc. Noi ne-am dorit dintotdeauna copii și am zis că îi primim cu bucurie. Asta am discutat chiar înainte de căsătorie, deci a fost o bucurie imensă pentru noi. Nu te-ai gândit cu teamă la cum o să decurgă sarcina fiind trei și la cum te vei descurca după cu trei? Îngrijorările mele erau de transformările care o să le ia trupul meu. <laughs> Astea au fost în primă fază pentru că știam că o să fie o sarcină mare. Dar, nu, sincer, nu. Nici acum. Am trei fetiți acasă și, nu, în primul rând, că am ajutor, mama mă ajută foarte mult. Soțul meu este un om care iubește copii enorm și nu-i se pare greu orice a zice să facă, nu-i se pare greu deloc și atunci nu. Știam cu cine m-am căsătorit, știam cum am fost crescută la rândul meu și atunci nu am putut decât să mă bucur. Chiar deloc nu am avut, din contră, mama. Să mă îngrijora cum o să fie, cum o să te descurci. Dar nu, deloc, deloc, deloc. Poate a fost și naivitatea aia de la vârsta de 22 de ani, nu știu. Cum a evoluat sarcina în primul semestru? Cum te-ai simțit? A evoluat foarte bine, totul a fost normal. Singurul lucru anormal era că mâncam din două, în două ore. Deci, fără să mă uit la ceas, știam când au trecut două ore, chiar și noaptea. Sami deja, Noaptea s-a să se tot trezească să-mi pregătească ceva gustare și făceam sandvișuri de cu seara și atunci chiar mânca sărac împreună cu mine ca să îmi țină companie. Totul a decurs normal până în jurul săptămânii a 20 -a de graviditate. Erai practic la jumătatea drumului. Ce s-a întâmplat atunci? Am fost la eco și, curios sau nu, ne-a spus ca un copil o fetiță, că deja știam că vor fi fetițe, toate trei, mi-a spus că stă cu capul în jos. Atunci, doctorul, noi mergeam foarte des la eco. Chiar atunci ce s-a întâmplat, să zic așa, nu le-a ascultat inimioara la toate trei. Eu diferențe? Nu am prea simțit. Copiii mișcau, fetele erau tot ok. Noaptea, să zic așa, când eram în săptămâna 20, m-au luat durerile, am mers direct la spital și m-au anunțat doctorița care era de gardă din nefericire, sarcina se va pierde. Ulterior atunci am aflat că o fetiță era de fapt moartă, inima nu i se auzea. Ce ai simțit tu atunci când ai, ai auzit că porți și o fetiță moartă? Am început să plâng, dar m-am bucurat pentru celelalte două. Ideea a fost că a fost prima sarcină, nu știam la ce să mă aștept faptul că deja aveam dureri și nimeni nu prea vrea să zică nimic, deci nu se uitau la noi și ziceau așteptăm să vină domnul doctor. Nu, deci nu am aflat ceea ce urmează să se întâmple. Le-am trăit așa pe viu. Când a fost momentul nașterii, s-a mi alergat prin spital, a strigat după ajutor, n-a găsit decât o doamnă care făcea curățenie pe acolo, era șase dimineața, ea a adus o foarfecă ce a găsit și Sami personal a tăiat cordoanele umbilicale la toate trei fete. A fost o naștere provocată de medici? Da, da, eu sincer, deci nu am știut că le voi pierde în primul rând. Știam că se pot salva copiii la vârsta aia, dar sistemul medical românesc, din păcate limitat, nu a permis acest lucru. Îți dorea această sarcină. Împreună cu soțul tău ați așteptat fetițele ca o binecuvântare din partea lui Dumnezeu în familia voastră. Cu toate astea, una din ele a murit. Și mai apoi și celelalte două, la scurt timp. După ce le-am născut, a fost, ce să vă zic, un șoc. S-a misărat cu nu știu cum. Chiar am zis, parcă te-ar fi învățat cineva ce trebuie să faci. Viața, situația la limit atunci, i-a spus ce trebuie să facă. Unde crezi că era Dumnezeu când ai pierdut cele acele trei fetițe? Te-ai supărat pe el în acele momente? În acele momente nu. Cred că era acolo, sunt sigură de asta. În acele momente, ce să vă zic, nu, nu prea am stătea capul la Dumnezeu, să zic așa, deși mă rugam continuu, eram în dureri, Dar ulterior, da, da, am trecut și prin supărări, plânsete, am fost și supărată pe Dumnezeu, ai încercat să găsești un răspuns la întrebarea de ce, Doamne? Oh, da, da, foarte mult timp. M-am întrebat de ce au făcut așa. Ce alte întrebări este ce prin minte atunci? Dacă el mi l-a dat, de ce mi l-a luat? Adică, nu știu, dacă m ai găsit vrednică la început, de ce mi l-ai luat acum? Femeile care pierd sarcin se învinovățesc adesea, se gândesc că poate totul s-a întâmplat din cauza lor. Cum a fost în cazul tău, Tabita? Să zic așa, nici cei din jur nu prea știu să se poarte. Deci chiar pentru că nu, nu știu cum ar trebui să zică și atunci de câte ori mă întâlneam cu familia, cu prietenii, dar ce ai făcut, da, unde ai greșit, da, ai făcut aia, eu ziceam nu, din contră am luat hormoni, am luat injecții, nu m-au ajutat foarte mult pentru că n-au știut cum să o facă. Mă întrebau, da, ai făcut aia, nu am făcut aia, ai făcut aia greșit, n-am făcut aia, oamenii încă mă felicitau când m-am întors la facultate, la cursuri. Colegii de facultate, o parte din ei mă felicitau. Când vedeau că mă schimb la față, imediat ceilalți îi avertizau. Altă parte erau foarte calmi și din contră ziceau, lasă că mai faci tu. Ești tânără, tu și așa îți dorești copii. Deci unii o luau prea ușor și alții îți puneau întrebări care tu deja ți le-ai pus de un milion de ori. Credeai că Dumnezeu te-a pedepsit? Da, da, chiar asta ziceam și din întrebările apropiaților și întrebările care mi le puneam eu acasă cu soțul meu. Am zis, trebuie că am greșit undeva, trebuie că, nu știu, Dumnezeu s-a răzgândit pe parcurs, că nu-mi imaginam de ce au îngăduit ca eu să trec prin așa ceva, numai ca, nu știu, experiment, ca... Așadar, multe din reacțiile celor din jurul tău nu te-au ajutat foarte mult atunci. Totuși, ce te-a ajutat din ceea ce au făcut ei, din ceea ce au spus ei și ce nu? În primul rând rugăciunile m-au ajutat, le-am simțit. În al doilea rând au fost și prietenii înțelepți care au știut ce să zică și familia care mi-a fost alături indiferent. Nu știu, cred că orice s-ar întâmpla mi-ar fi alături. Și încet, încet am încercat să, să privesc asta ca și cum Dumnezeu e în control. O durat, o durat ceva timp, mai ales că făcând parte dintr-o familie numeroasă, frații mei când au auzit, cum nați, cum nați, când au auzit că or să vină trei fete, s-au pregătit pe măsură și am primit, ce să vă spun, aveam casa plină de lucrușoare. Soțul meu pleca la servici, dimineața m-a lăsat, totul era în regulă, seara când venea era de, eram dermată, deci nu știa ce s-a întâmplat pe parcursul zilei, ce ai făcut de... Ești așa, eu când pleca el, luam toate lucrurile în brațele, le sortam, toate erau câte trei din fiecare. A fost greu, am hotărât să donăm o parte din lucruri, mai ales acelea care erau în trei exemplare, ca să, nu știu, să nu-mi amintească neapărat de tragedia asta. Și o parte am ținut pentru... M-am gândit că Dumnezeu nu poate să fie chiar așa, mai ales eu, o persoană care mi-am dorit copii dintotdeauna. Știam că nu o să mă lase fără puioți. Care a fost cel mai greu moment pentru tine după ce ai pierdut sarcina? Când m-am reîntors acasă, când oamenii mă întrebau să încă mă felicitau pentru sarcină, deși eu la patru luni aveam o burtă de. cine mă vedea pentru prima oară, mă întreba când trebuie să nasc. Dar, uh, na, cei din jur nu dau așa atenție, nu știu ei ce burtă trebuie să ai tu la un anumit număr de săptămâni, mai ales că era o sarcină de tripleți, și atunci, asta era dureros. Când lumea și după o lună încă mă întreba, și după o lună aveam lucrurile în casă, mult timp n-am putut să le scot. Ce simțeai când vedeai în jurul tău alte femei însărcinate care nu aveau probleme cu sarcina? Alte oh. fete pe care tu le cunoștiai? Da, asta iară a fost foarte dureros. Prietene, familie, care, cum să zic eu, verișoare, care am început sarcinile, să zic, în, acela, în aceeași perioadă. Vedeam că ele continuă cu sarcina, totul e bine. Și eu le-am pierdut și iar îmi veneau aceleași întrebări. Doamne, dar unde am greșit? Ce am făcut? Zim, nu știu. Cumva vorbește să înțeleg, să știu să nu mai fac. De ce mi le-ai luat? Adică chiar, chiar nu înțelegeam. Pe bună dreptate că mă simțeam pedepsită și din ce gândeam eu și din ce îmi ziceau ceilalți, fără să-și dea seama în mare parte. Chiar mă gândeam, care a fost greșeala mea? De ce, de ce mi-a luat binecuvântarea? M-am bucurat pentru ea, m-am rugat pentru toate cele trei fetițe, în fiecare moment. N-am înțeles, sincer, nici acum nu înțeleg. Știu că va veni o zi când voi înțelege, dar deocamdată am îngerat și acolo sus. Ca viitoare mamică, ai suferit modificări atât din punct de vedere emoțional cât și fizic. Impactul negativ psihologic asupra ta. A fost cu atât mai puternic cu cât în aceste evenimente nefericite ai pierdut trei fetițe, nu doar una. Cine și ce te-a ajutat cel mai mult să te refaci, atât din punct de vedere emoțional, cât și fizic? Soțul meu, fără, fără să stau pe gânduri, o zic din prima secundă, el, în primul rând, cred că știu că a fost mai matur decât mine spiritual și m-a făcut să înțeleg că Dumnezeu e acolo chiar și atunci. Și fizic, tot el. <laughs> transformările care le suferă corpul tău, că lumea zice, eu am pierdut sarcină la 20 de săptămâni, chiar am simțit mișcările. Cum să zic, și partea bună și partea rea mai puțin, că încă nu venise, dar loviturile veneau de la șase piciorușe, deci primeam destule. Ca o mamă ce mă credeam deja, mă și plângeam de ele, între ghilimele. O făceam așa mai mult ca să atrag atenția asupra mea, vai, doamne ce mă lovește, dar eu muream de bucurie. După experiența pierderii unei sarcini, îți era teamă, te gândeai cu emoții la momentul în care vei rămâne din nou însărcinată. Nu cumva trăie cu frica unei viitoare sarcini, din nou oprită în evoluție. Frica asta o am și acum, sincer, și cred că fiecare mamă o are oarecum. Îți doresc să fie totul în regulă, dar nu poți să nu te gândești dacă, dacă se întâmplă. Mai ales eu, mai ales femeile, mămicile care își doresc puioții, care s-au rugat să rămână însărcinate. Nu ai cum să, să nu te gândești că îți vin gânduri, oare o să fie totul bine? mai Dacă ai trecut prin experiența asta cu atât mai mult, fiecare sarcină care am avut-o ulterior, la fiecare semn deja eram panicată. Soțul meu la fel. Deci au fost sarcinile de după, da, într-adevăr, îți lasă așa oarecum niște temeri în plus dacă ai, ai trecut prin așa un proces, prin așa o traumă nu este decât o durere temporară, care cel mai probabil o să treacă odată cu viitoarea sarcină. Poate se gândeau mulți din jurul tău și îți spuneau asta. Este adevărat? După cum vezi, durerea nu a trecut nici acum. După ce am primit trei fetițe pe rând, cum zice familia, domnul mi a dat totuși, dar pe rând, și durerea o să fie de câte ori te gândești la ele. Pentru că nu ai cum. Ți-ai făcut planuri, te gândești cum ar fi fost, dacă te-ai fi descurcat, și la asta mă gândesc, oricât de sigur eram eu și de curajoasă, mă gândesc și la asta. Și da, încă mă gândesc la ele și cu durere în inimă mă gândesc. Așadar, a pierde un copil înainte de a-l avea provoacă o durere adâncă, tăcută în sufletul unei mame. Se spune că niciodată o mămică nu va fi pregătită emoțional pentru a face față avalanșelor de sentimente pe care le simte atunci. Ce le poți spune mamelor care poate chiar în această perioadă trec prin experiența unei sarcini oprite în evoluție? Le spun că îmi pare foarte rău din toată inima. Le-aș îmbrățișa și le spun să se încreadă în Dumnezeu. Pentru că acum nu știm de ce. Biblia zice că sunt doar niște copii care nu le-a fost îngăduit să vadă lumina zilei. Într-o zi vom înțelege, certi că Dumnezeu știe, înainte ca noi să ne fim întocmit în pântecele mamelor noastre, Dumnezeu a fost acolo și El a fost și cu puiuții care noi am pierdut sau altor mămici care au pierdut copii. De aceea, te spun să nu se îngrijoreze, să ia pas cu pas, să plângă, să sufere așa, în, în lăuntru odăiței lor, să vorbească cu o prietenă dacă au o prietenă cu cine să vorbească. Dar în niciun caz, să nu se gândească că au fost pedepsite de Dumnezeu. Cum să zic, a durat ceva timp până când eu am înțeles asta și nici a, și acum mai am întrebări. De ce s-a întâmplat? Nici acum nu sunt sute la convinsă să zic așa că n-am făcut ceva greșit. Într-o zi, probabil că voi înțelege și voi vedea exact de ce au hotărât Dumnezeu să fie așa, dar până atunci să nu acumulăm resentimente, să nu ne supărăm pe Dumnezeu, să nu luăm la întrebări. ci să-i mulțumim. Așa, prima oară o să-i mulțumești de pe buze și că așa trebuie, în primă fază, dar ulterior o să-ți dai seama că pacea lui, care întrece orice pricepere, vine peste tine și te liniștești. Tabita, ai trei fetițe minunate acum. Da, da. Și a patra este pe drum. Cum da. a decurs sarcina cu a patra fetiță și cu toate cele trei? Sarcina asta a fost, ce să vă zic, o plăcere. Deci chiar nu am avut nici cea mai mică problemă. Cam cu toate sarcinile, o să vezi și tu la rândul tău când o să fii însărcinat, ai mici neplăceri, ba baia, baia, ba aia, mergi la doctor pentru aia. Ei bine, sarcina asta a fost de vis. Deci absolut nimic. Tot a fost perfect din toate punctele de vedere. Și am luat-o ca din partea Domnului. Deci parcă Dumnezeu m-a mângâiat. Mai ales că acum o și fost, multe prietene de ale mele au pierdut sarcinile. Și mi-au revenit în minte, am retrăit cu ele tot ce am retrăit eu cu ani în urmă. Și parcă. Nu știu, Dumnezeu cu sarcina asta mi-a mi readus aminte că, uite, vezi, bine cuvântările tu-ți le primești, încrede-te în mine că eu știu mai bine ce fac. Așadar, le încurajez pe ascultătoarele noastre care poate au avut o experiență neplăcută cu pierderea unei sarcini, să poate, care s-au căsătorit și se gândesc cu groază la acea perioadă din toată inima le încurajez. În primul rând că un copil, clar, Biblia o spune că este o binecuvântare de la Domnul, exact din mâna lui scumpă și minunată. Și da, e o experiență, cum vi-am zis, o sarcină poate să aibă și neplăceri, dar totuși, totuși, oricâte neplăceri ai avea se merită. Se merită să-ți strângi în brațe puiuțul, să vezi, parcă atunci înțelegi cât de mare e Dumnezeu și cum cum s-a gândit el să plănuiască fiecare lucru? Deci e așa de minunat, e așa de minunat. De-aia le încurajez pe fiecare mămică să nu își pierdă nădejdea și să încerce și să se roage la Dumnezeu. Că Dumnezeu, dacă le vede inima și bucuria, eu nu, nu cred, nu cred că se îndură să nu le dea. Sperăm și ne rugăm și pentru mamele care au trecut deja prin experiențele acestea neplăcute și cunosc, prieteni care încă se îngrijorează că nu or să mai aibă copii, ne rugăm și mă rog pentru cei pe care-i cunosc, pentru că este prea minunat. Deci este o binecuvântare de la Dumnezeu și doresc fiecarei femei din lumea asta să aibă parte de această experiență. De la Tabita Ianoș am aflat ce simte o tânără viitoare mămică atunci când pierde o sarcină. În cazul ei, durerea a fost și mai mare. A pierdut trei fetițe, a avut o sarcină cu tripleți. Tabita, îți mulțumim că ai fost alături de noi și ai acceptat să ne împărtășești această experiență. Vă mulțumesc și o scuzați-mi emoțiile, dar ori de câte ori aș vorbi despre subiectul ăsta, mă sensibilizez. Sunt Lili Gerasim. Până data viitoare, gândește-te. Poate ai motive să te temi, să crezi că nu poți duce o sarcină până la termen. În Psalmul 139, Biblia spune când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Asta înseamnă că Dumnezeu a hotărât mai dinainte câte zile va trăi bebelușul tău. Este greu să accepti uneori voia lui Dumnezeu, mai ales atunci când el hotărăște să pierzi copilul din pântece, însă nu-ți pierde credința în Dumnezeu, Crede că într-o zi, în cer, îți vei revedea bebelușul și vei înțelege de ce așa. Viața la limită